seamănă aceasta, pentru că de fiecare dată timpul rămâne mai puțin pentru fratele Daniel. Dar zic ca Domnul să-l binecuvinteze. Într-o împrejurare cu Cuvântul lui Dumnezeu în Biblie, Iisus se vede că plângea pentru cetate. Și m-am gândit câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru omenirea întreagă, câte lucruri minunate, frumoase a făcut Dumnezeu pentru oamenii de pe pământul acesta. Și oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Oamenii nu mai caută pe Dumnezeu. Și în o altă împrejurare, spune Cuvântul Domnului, ce aș mai putut face eu vie mele și nu i-am făcut. A săpat-o, a udat-o, a îngrijit-o, multe lucruri. Și n-a dus rod. Și ce ar mai putea face Dumnezeu cu vremea aceasta pentru omenirea întreagă? Să stea lângă Dumnezeu. Ce ar mai putea face? Că a făcut totul pentru noi. Și a dat totul pentru noi. Dragoste, iubire, a murit pentru noi. Avem punctul acesta, a suferit pentru noi. Multe lucruri a făcut Dumnezeu Iisus pentru noi. Ce ar mai putea să facă Domnul în timpul acesta când dragostea întreagă a oamenilor se răcește față de Dumnezeu, dragostea frățească se răcește, oamenii se depărtează de Dumnezeu, se depărtează de biserică, de frați, de multe lucruri. Și ce ar mai putea să facă Domnul pentru noi în vremea ca aceasta, pentru omenirea care se îndepărtează de Dumnezeu? Ce ar putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Ar fi ceva posibil în viața aceasta să ne despartă de Dumnezeu? Vreo barieră, vreo primejdie, alte lucruri care să ne îndepărteze de Dumnezeu? Eu cred că n-ar fi niciun lucru care să ne îndepărteze de Dumnezeu, dimpotrivă, să ne apropie de Dumnezeu, să ne apropie mai mult de Dumnezeu și, Doamne, în schimb, oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. În vreme ca aceasta, Dumnezeu a făcut totul pentru noi. A făcut totul pentru noi ca noi să avem viața veșnică. Amin. Ca noi să ne numim în ziua aceasta copiii lui Dumnezeu. Amin. Și suntem copiii lui Dumnezeu, nu născuți, așa cum spune Cuvântul Domnului, din sânge, din voia vreunui om, din alte lucruri, ci suntem născuți din Dumnezeu. Amin. Suntem născuți din Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că suntem născuți din El. Și dăm slavă Domnului. Și de aceea n-ar putea să ne despartă nimic de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dimpotrivă, ar trebui să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Dragostea celor mai mulți în vremele din urmă se va răci. Din ce cauză oare se răcește dragostea lui Dumnezeu, dragostea oamenilor față de Dumnezeu? Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu a privit în milă și în îndurare peste omenirea întreagă. Dumnezeu a revărsat binecuvântări, a revărsat multe lucruri și o uită de Dumnezeu. Frăjmașul, care este un inamic foarte puternic al omenirii, caută fel și fel de oferte să aducă oamenilor, prin ofertele care le aduce oamenilor, în mintea oamenilor, oamenii poftesc lucrurile acestea, oamenii le doresc lucrurile acestea și oamenii cred că sunt mai bune, oamenii cred că sunt mai plăcute. Dar, în schimb, la urmă, sunt amare. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze și să spune, Doamne, nimic ce ar veni în lumea aceasta n-ar putea să mă despartă de bunătatea ta cea sfântă. În Roman, spune Cuvântul Domnului, în capitolul 8, cu versetul 28, spune Cuvântul Domnului, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul tău. Toate lucrurile sunt spre binele nostru. Poate vreme ca aceasta spui că mai bine rezolvam problema aceea, dar știe Dumnezeu din ce cauză. Știe Dumnezeu pentru că toate lucrurile este spre binele tău și al meu. Este spre binele nostru și toate lucrurile Dumnezeu știe cum să le rânduiască. Noi ca oameni dorim ca toate planurile noastre, toate gândurile noastre să le împlinească Dumnezeu imediat sau să le împlinim cu puterea noastră. Dar Dumnezeu spune că toate lucrurile acestea sunt spre binele nostru și dorim din toată inima să spunem, Doamne, ajută-mă să rămân la dispoziția Ta. Ajută-mă să rămân în gândirea care Tu mi-o dai din partea Ta, pentru că Tu știi mai bine în familia mea cum să coordonezi lucrurile, cum să faci lucrurile care să fie spre folosul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze că Dumnezeu a avut un plan cu noi, a avut un plan măresc cu noi să fim scriși în Cartea Vieții. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu are un plan cu fiecare din orașul acesta, are un plan, dar omenirea întreagă este în mintea lor, gândesc alte lucruri, dar Domnul să ne binecuvinteze și să spune, Doamne, Tu ai avut un plan pentru mine. Ai avut un plan pentru mine să mă numesc copilul Tău, dar vrăjmașul
vine în inima mea, în gândirea mea, în lăuntrul meu și mă îndepărtează de Tine. În seara aceasta avem ocazia să spunem, Doamne, ajută-mă să nu mă îndepărtez de nimic. Să nu mă îndepărtez de nimic, ca și să stau lângă Tine. Dumnezeu să ne mimeze și Dumnezeu să ne întărească. Dumnezeu a avut un plan cu noi și spune cuvântul Domnului că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte, i-a și hotărât mai dinainte să se asemene chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți. Domnul să ne mimeze și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte și i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, ia și să potim neprihăniți, Dumnezeu să ne pregăteze, să fim oamenii cei neprihăniți, să-L căutăm pe Dumnezeu, să nu ne mai încurcăm cu lucrurile acestei lumi. Să nu ne mai încurcăm, deși suntem oameni și de multe ori vine firea aceasta pământească, vine firea aceasta pământească și ne mai doboară câteodată, ne mai fură satana puterea, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze și să spune, Doamne, că nu mai am putere, vină Tu și ajută-mă. Dă biruință și te rog să-mi toată inima să mă întărești. Și un alt cuvânt al Domnului, versetul 35, spune cuvântul Domnului. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare ar fi ceva în viața aceasta să ne despărțească de dragostea lui Dumnezeu? Nu este nimica. Nu este nimica, dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne despartă nimic, nimic de dragostea lui Dumnezeu. Atâta poți să te despartă păcatul, plăcirile acestei lumi, de o viață, de o viață pământească sau de o clipă, ar putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Dar Dumnezeu să ne întărească și să spune, Doamne, nimica nu este posibil să ne despartă, pentru că Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Împăratul meu și pe Tine Te-am ales ca stăpân, ca Dumnezeu. Și Domnul să ne prizeze necazul sau strântorarea. Am mai citit aceste lucruri. Nu ne poate despărți. Într-adevăr, omul când trece prin necaz, omul când trece prin strântorare, prin lipsuri, spune, Dumnezeu nu este cu mine. Dumnezeu nu este de partea mea. Mulți oameni se ceartă cu Dumnezeu, mulți oameni se ia cu Dumnezeu, dar noi să spunem, Doamne, nimica, totul este din partea Ta. Nimica nu este la voia întâmplării. Și să spune, Doamne, Tu ești Cel care toate le rânduiești. Și necazul, și suferința, și lipsa. Dar te rog în toată inima, Doamne, când trec prin lucrurile acestea, dă biruință să ieși biruitor, să nu cârtesc. Să nu cârtesc. Este foarte important că treci prin anumite lucruri în viața ta, în viața mea, și să nu cârtim, să nu murmurăm și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru biruința care Tu mi-o dai. Îți mulțumesc pentru vindecarea care Tu mi-o dai. Îți mulțumesc pentru toate și Domnul să ne binecuvinteze. Și spune mai departe, strâmtorarea sau primejdea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte, Dumnezeu să ne întărească. Spunea cineva mai de multă vreme că nu are îmbrăcăminte. Nu are îmbrăcăminte să vină la casa Domnului. Dar Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne întărească. Aș vrea să vă spun că în țara aceasta sunt toate lucrurile. Dumnezeu ne-a rânduit toate lucrurile și Domnul ne-a pregătit toate lucrurile. Dar noi să avem o inimă curată, sinceră, înainte la Dumnezeu să spunem, Doamne, nimic nu ne desparte de dragostea Ta, nimic nu ne mai desparte de Tine. Și Domnul să ne binecuvinteze de îmbrăcăminte, spune, de primejde sau de sabie. Domnul să ne binecuvinteze, să spune, Doamne, cu Tine este mai mult ca viitor. Și Dumnezeu să ne întărească. Și ultimul verset care vreau să-l citesc din cartea Domnului spune versetul 39. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Nimic, aș vrea să vă spun, nici prietenii tăi care te atrag, poate, nici ai mei, nimica nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Domnul să ne întărească, să spunem, Doamne, ajută-mă, ca în vremea aceasta, care este o vreme foarte grea pentru creștini, pentru noi pocăiții, pentru toți, este o vreme grea când vrăjmașul caută cel mai mult să rupă, să distrungă, să amăgească și să spune, Doamne, ajută-mă ca în vremea aceasta nimic să nu mă despartă. Ofertele acestei lumi, satana, lumea, atâtea oferte ce dă. Și să spune, Doamne, păzește familia mea, păzește copiii mei ca nimica, păzește biserica, ca nimica să nu ne despartă de dragostea Ta. Este foarte important să fii un om statornic. Am mai spus, statornicie este un dar și fericit acel ce o are. Pe urma lui răsar izvoare de mărgăritar. Ești un om fericit, ești un om împlinit, să fii un om statornic. Să fii un om care știi ceea ce vrea Dumnezeu, ceea ce are Dumnezeu
în plan pentru tine și Domnul să ne binecuvânteze, să spunem, Doamne, ajută-mă să fiu statornic, ajută-mă să fiu omul acela să te caut mai mult, să te doresc mai mult și ajută-mă omul acesta să fiu omul acesta care să nu mă despartă nimica de bunătatea ta și îți mulțumesc din toată inima, Doamne, să fie rugăciunea noastră permanent în gândul nostru, Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea ta cea măreață, îți mulțumesc că ai venit pentru mine, îți mulțumesc că ai murit pentru mine, îți mulțumesc că și mi-ai dat viață, mi-ai dat putere și mi-ai dat numele tău. Mi-ai dat un nume să mă numesc copilul tău și Domnul să ne binecuvânteze. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.